Horoscop Taur iulie 2022. Principalul eveniment pentru Taur va fi tranziția lui Marte în zodia lui pe 6 iulie, care aduce energii de acțiune și activități destul de puternice. Ultima dată când Marte a fost în zodia lui a fost în ianuarie-februarie 2021, data viitoare va fi în iunie-iulie 2024, așa că trebuie să profitați de acest moment. Marte adaugă putere de penetrare, capacitatea de a concura și de a câștiga, aduce multe planuri spre rezultate de succes. Ultima săptămână a lunii poate fi foarte intensă pentru evenimente și experiențe, există riscul implicării în situații conflictuale dificile, ar trebui să fiți mai atenți la echipamente și la drum, să evitați orice riscuri. Vor fi întrebări de datorii și probleme vechi, iar sprijinul care era înainte, în prima jumătate a anului, nu va mai fi acolo, va trebui să rezolvați și să lucrați fără entuziasm pe un singur simț al datoriei și pentru că acolo va fi o nevoie. Dacă vor fi datorii în raport cu generația mai în vârstă, plătiți-le înapoi, un moment favorabil pentru asta. Din 6 până pe 19 iulie, o perioadă destul de favorabilă pentru a vă apăra interesele. Așa că vorbiți mai mult despre ele, vorbiți și nu tăceți, urmăriți informațiile utile, vor fi multe. Călătoriile sunt posibile și benefice. După 19 iulie, starea de spirit se va îmbunătăți, apare optimismul, dar va fi util să acordați mai multă atenție familiei și relațiilor și, în general, merită să fiți atenți la dorințele și nevoile voastre. Comunicați mai mult cu cei dragi și invitați-vă prietenii acasă. Cumpărăturile pentru casă vor avea, de asemenea, succes. Iulie înseamnă doar distracție pentru voi și, deși nimeni nu se bucură de lună, munciți doar pentru asta din greu. Cu toate acestea, este recomandat să vă abțineți de la a cheltui foarte mult, deoarece puteți ajunge în datorii. Dar nu lăsați gândurile să vă împiedice să vă distrați, nu vă faceți griji prea mult pentru viitor, momentele voastre actuale sunt într-o formă bună. Veți vedea, de asemenea, îmbunătățiri în viața voastră amoroasă în această lună. Un iulie bun, Taur încăpățânat și stabil. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!